care, cu câteva excepții, au fost alături de noi, prezentând obiectiv realităților acestei comunități. Este foarte dificil pentru mine să rezum în câteva cuvinte toată activitatea desfășurată în calitate de primar al municipiului Mejdia. De aceea, pentru o analiză corectă și completă, vă invit să studiați cu atenție raportul de activitate pe care l-am întocmit. Este încă de la începutul acestui mandat, am făcut toate demersurile necesare pentru a schimba foarte acestui municipiu, m-am luptat cu visul unei schimbări să poată deveni realitate, cu perseverență și muncă permanentă, prin aplicarea unor principii esențiale, precum integritate, respectul față de lege și cetățean, performanță, disciplină, corectitudine și competență, am reușit ca administrația să fie mai aproape de nevoile cetățenilor municipiului Mejdia. Din punct de vedere financiar, în 2016, municipiul Mejdia se confrunta cu numeroase probleme financiare, probleme generate de credite contractate anterior, procese pierdute care au generat obligații de plată și datorii către terți, cumulând 38 de milioane de lei. Nici la Spitalul Municipal Mejdia situația economică nu era diferită. Unitatea sanitară registra datorii în cuantum de 5 milioane de lei, cumulând servicii, salarii și anual. După efortul uriaș în acest moment din punct de vedere financiar, nici primăria și nici Spitalul Municipal Mejdia nu mai registrează aerate, litigiile au fost stinse și daunele achitate. 15.994.685 de mii de lei am plătit la bănci, 4.923.000 obligații impuse prin hotărâri judecătorești, 557.000 datorii ale primăriei către terți, 5 milioane de lei datoria ale Spitalului Municipal Mejdia, 2.425.000 de lei sume achitate pentru finalizarea proiectului finanțat de fonduri europene, reabilitare, modernizare, străzi, parcări, porți și stații de transport în municipiul Mejdia. În acești 4 ani, primăria municipiului Mejdia nu s-a mai îndatorat niciun leu și nu a mai creat niciun edificiu public. În ciuda tuturor dificultăților în acest moment, echipa din cadrul primăriei municipiului Mejdia implementează un număr de 18 proiecte cu fonduri guvernamentale, europene, nerambursabile, cu valoare totală de 119 milioane de lei, care vizează toate domeniile importante, infrastructură, sănătate, educație, special, cultural și sportiv. De asemenea, un număr de alte 15 proiecte în valoare de 180 de milioane de lei, la care se lucrează în acest moment, vor fi finalizate cu fonduri europene, guvernamentale și fonduri proprii. Pe scurt, voi prezenta cele mai importante proiecte la care am lucrat în decursul acestui mandat și anul. Reabilitarea tramei stradale în municipiul Mejdia, cele trei proiecte importante de asfaltare. În total sunt 130 de străzi. Unul din cele mai importante sectoare asupra căruia am învecheat permanent a fost cel al sănătății. Spitalul Municipal Mejdia reprezintă cea mai importantă unitate sanitară situată în inima Domnului, care deservește anual peste un sfert din locuitorii județului Constanța și cetățenii din municipiul Mejdia. Am reușit reabilitarea și dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație Spitalului Municipal Mejdia și a policlinicii aferente, dar și preluarea laboratorului de analize medicale. În acest moment, fonduri europene și parteneri străini atrași au repoziționat încet, dar sigur, Spitalul Municipal Mejdia pe harta spitalelor atractive și sigure pentru pacienți. Rezultatul acestor investiții realizate au fost certificate de curând prin ordinul 268/48/2020, prin care Spitalul Mejdia a fost reclasificat din categoria 5 în categoria 3, ajungând astfel la cea mai înaltă clasificare a unui spital public din Dobrogea. Ca să facem o comparație, Spitalul Județean este în categoria 4. Reabilitarea unităților de învățământ de pe raza municipiului Mejdia și construirea unei creșe noi. Proiecte de reamenajare și de ale spații de recreere, locuri de joacă pentru copii. Construirea 12 terenuri de sport multifuncționale. Pentru că la nivelul municipiului Mejdia exista un număr considerabil de persoane vulnerabile, expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, și pentru că avem numeroase solicitări pentru obținerea de locuințe, am demarat proiectul intitulat construirea ansamblului locuințe sociale și modernizare strada Cocorilor. Înființarea clubului sportiv Mejdia, unde funcționează în prezent un număr de 22 de secții de sport. Acesta are ca obiectiv școala de stradă, selecția, pregătirea, participarea la competiții interne și internaționale și atingerea performanței sportive. În acest moment, peste 1000 de copii își desfășoară activitatea în cadrul clubului sportiv Mejdia.
și din punct de vedere cultural am reușit să repunem la identitate harta României prin organizarea unui eveniment unic la nivel național. Am înființat Festivalul de Jocuri și de Conștiuturi Istorică Davis, care, ca dovada valorii profundei sale semnificații, a primit și finanțare din fonduri europene. Am lăsat la final domeniul economic, pentru că despre acesta ar trebui să discutăm mai pe larg. Într-un mediu economic ruinat în care giganții care au consacrat meseria pe harta economică a jocului au fost distruși, în 2016 toate acele societăți mari ale meseriei, imune, cuprimetul, metalica, miniera, erau în faliment. Asigurarea unui climat favorabil și stabil investițiilor și dezvoltării economice și atragerea investitorilor în localitate pentru expansiunea economică a zonei, suplimentarea fondurilor la bugetul local și crearea de cât mai multe locuri de muncă au reprezentat prioritățile mele încă din prima zi de mandat. Parteneriatul dezvoltat între administrația publică locală și investitorii privați are prezentat de fapt o investiție care oferă acum comunității stabilitate, siguranță și progres. Am atras astfel în Megidia cea mai mare investiție realizată în ultimii ani în Dobrogea. Fabrica de amidon, 10.000 euro piesa, prima investiție majoră din Megidia care se realizează etapizat și care va depăși 200 de milioane de euro potrivit reprezentanților companiei. A fost demarată pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați pe malul canalului Dunărea Marea Neagră ca și amplasare. Compania face parte din consorțiul Cosmo Group din Turcia, al doilea mare investitor în producție de porumb în țara sa și al șaselea mare producător de fructoză din lume și va produce amidon natural, fructoză, glucoză, maltodextrină, tărâțe și gele. Această investiție, pentru care am semnat autorizație construire numărul 130 din 31/10/2019, aduce în zona Megidiei sute de noi locuri de muncă, dar și venituri importante la nivelul local. Reprezintă, de fapt, o investiție care schimbă radical destinul economic al județului Constanța, răsuscitând atât economic cât și piața forței de muncă. Alături de acest folos industrial, există și alte companii cu diverse domenii de activitate care au înjunutat pe raza teritorială a municipiului Megidia investiții de aproximativ 14 milioane de euro. Dovedit astfel că municipiul Megidia devine pe zi ce trece tot mai atractiv pentru sectorul privat. Proiectele demarate, dar și cele pe care le propun pentru următoarea perioadă, cu siguranță vor fi implementate de oricum viitorului președinte al Consiliului Județean, căruia îi mulțumesc pentru că și-a făcut timp să fie alături de mine la un moment atât de important. Garantează cu siguranță un mediu atractiv, stabil și sigur și pentru alți noi investitori. Proiecte aflate în implementare și proiecte propuse. Construirea parcului IMO. Extinderea rețelei de gaze naturale în Valea Dacilor și Râmul Sopreanu. Reabilitarea planului stradale în localitatea Valea Dacilor și Râmul Sopreanu. O informație ce a apărut acum câteva zile, deja acest proiect a fost depus la Compania Națională de Investiții și a fost trecut pe lista de sinteză, deci urmează procedura de implementare pentru reabilitarea planului stradale în Valea Dacilor și Râmul Sopreanu. Reabilitarea și modernizarea piaței agroalimentare zona centru, reabilitare și modernizare piața Deceva. 6 proiecte care vizează reabilitarea instituțiilor de învățământ de municipiul Megidia, dar și asigură administrativ al primăriei, depuse deja de finanțare în cadrul programului FOR 2014-2020. E vorba de liceul tehnologic Dragul Mircea, școala generală gimnazială Inde Caragiale, școala gimnazială Sfântul Saret, școala gimnazială Mircea Dragul Mircea și școala primară Iuliu Prodan din Valea Dacilor. Reabilitare, modernizare și dotare. Sala funcționează bazinul del Nord, care la fel este depus la Compania Națională de Investiții pentru Finanțare și așteptăm, după evaluare, finanțarea acestei investiții, care este extrem de necesară pentru Megidia. Megidia, având așa și un rol de mamă a localităților din prejur, la care toți cei din mediul rural pot avea o șansă să-și desfășoare activități sportive și este extrem de necesară această investiție. Preluarea bazei sportive Cimentu de la fabrica CRH Megidia. Deja suntem în discuție cu această fabrică să preluăm baza sportivă de la Cimentu pe care dumneavoastră o folosesc, iar noi avem foarte mare nevoie. După cum știți, sportul Megidia
atunci un fenomen și apreciat foarte mult. Construirea centrului operatoare între legea 222 și 381 Remus Socrano Valea Dașilor, extrem de important pentru a scoate definitiv traficul dat în municipiul Medidian. Acest drum a fost predat către Consiliul Județean în 2011, însă de 9 ani de zile administrația județeană a tratat cu indiferență această extremă și urgentă și necesară problemă a medicinii. Aici avem nevoie de sprijinul viitorului președinte de Consiliul Județean, mai avem de răsfețină. Construire nord autostrada Vâlcătul Județean Medgidia Peștera. Această investiție, acest raport la autostradă ar deschide pentru investiții o oportunitate fantastică. Am avut multe discuții cu mulți investitori pentru care este extrem de necesară această lucrare, această investiție. Preluarea și modernizarea casei de cultură a sindicatelor Lucian Grigorescu. Aici este o problemă pe care vă dă stăinuit pentru prima dată. De 2 ani de zile fac aceste demersuri. Casa de cultură a sindicatelor, cum se numește, a fost construită de părinții noștri și de bunicii noștri pentru cultură, pentru recreere și pentru a se folosi în acest scop. De mai mulți ani de zile, această clădire se folosește pentru comerț, pentru fel de activități, nici de cum pentru scopul pentru care a fost construit. E păcat că o clădire așa de emblematică și importantă să fie pustiită, să spun. După cum am văzut acum, se încearcă să se construiască saloane de lucru și alte lucruri care cred eu că nu e regulă chiar în centrul orașului să facem asemenea lucruri. Și să ducem acolo copii, pot să și spun că la Medgidia cultura este la un stadiu extrem de înalt. Peste 500 de copii își desfășoară activitatea în cadrul acestei case de cultură. Reabilitarea și modernizarea casei de cultură Ine Romane, casa de cultură veche, care este total improprie și foarte mică în comparație cu nivelul actului cultural pe care îl desfășurăm la Medgidia. Preluarea, modernizarea și punerea în funcțiunea muzeului Lucian Grigorescu. Am făcut un demers din 2016 la Consiliul Județean, la actualul președinte, domnul Cuțuian, însă într-o batjocoră specifică PSD-ului și al domnului Cuțuian, ne-a băgat între corzi, să spun așa, ni l-a dat pentru o perioadă de 5 ani de zile, acestea erau condiții, iar după 5 ani de zile, toate profiturile se ne par 50-50% cu Consiliul Județean. Adică a fost un fel de bătaie de joc pe care a făcut-o la adresa cetățenilor. De fapt, o să vă spun mai multe la încheierea prezentez mai un piculeț. Reabilitarea tuturor aleilor dintre blocuri aflate pe raza administrativă teritorială a municipiului Medgidia. Reamenajare și modernizare parcuri și spații verzi dintre blocuri existente pe teritoriul municipiului Medgidia. Verdere forestiere pe aliniament centură municipiului Medgidia, deja 381 Vara Dacilor Medgidia și deja 222 Medgidia Remus Socrano. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Însă vreau să spun legate atenția de care s-a bucurat municipiul Medgidia în 4 ani, de când eu sunt primar al acestui municipiu. Legat de reacția și interesul pe care l-au avut cei din conducerea Consiliului Județean. Dacă legat de alocări de sume, pentru că Medgidia era în 2016 cea mai săracă unitate administrativă, cu problemele pe care le-am descris mai devreme, niciodată nu s-au îngrijit, să spun așa, să aloce sume pentru, mă rog, plata unor arierate sau a unor hotărâți de cătări și dau procese chiar din 2005, adică lucrurile sunt extrem de profunde. Drumul județean, acela pe care am zis, între legea 222, între Remus Socrano și Valea Dacilor. De 9 ani de zile, nu au mișcat o pesticidă. Nu au făcut un demers pentru acest lucru. Preluarea casei de cultură putea pur și simplu să o predea unități administrative, iar unitatea administrativă
crea acel proiect, scria acel proiect și obținea finanțarea. Am pierdut o oportunitate de 5 milioane de euro să punem în folosință acea emblemă a MGB și readucerea tuturor exponatelor care se află în ora aceasta la Consiliul Județean, la Biblioteca Județeană sau unde se află ea, într-un subsol acolo, într-un bajor. Acum rog pe domnul președinte, care sunt convins că dinainte de a fi primar, de a fi candidat în funcție de președinte al Consiliului Județean, știe mai bine și mai mult decât mine, fiind educat și de această zonă. Așa, eu doar încerc să-i dau cuvântul, dumneavoastră știe cu siguranță mai multe nevoi ale municipiului. Domnul președinte, mulțumesc, domnule primar, bună ziua, vă spun tuturor. Mă reîntâlnesc cu dumneavoastră de fiecare dată cu drag. De ce? Pentru că aveți capacitatea să ne corectați și oamenii care se asumă demnitatea publică trebuie să aibă curajul să se întâlnească cu presa, să-și asume și cele bune și cele rele. Legitia este un exemplu ce înseamnă multiculturalism și ce înseamnă, de fapt, dobrogea culturală. Uitați-vă câte comunități sunt aici și trăiesc în armonie. Primarul Vrabie, care este încăpățânat și salutat birocrația și absolut, absolut mult și personal și instituțional, cum vreau să spune, a reușit să dea un sens mergidiei, să regenereze acest oraș. În primul rând, a redat încrederea cetățenilor că în această zonă, binecuvântată de Dumnezeu, uitați-vă, are absolut tot ce trebuie să dezvolte, să pună în valoare exact cum am spus de fiecare dată, potențialul lor, atât resursa umană, uitați-vă ce important este să acorzi creierii tineretului, pentru că, așa cum am spus-o de fiecare dată, tineretul dă viață unei zone, unei localități, unui municipiu, unui județ. Primarul Vrabie a arătat că Medivia, dacă ești serios, dacă ești om de încredere, poți să atragi investiții. Faceți comparație ce este la Constanța și veți vedea că absolut, datorită neseriozității conducătorilor, nu s-a întâmplat absolut nimic. Din tot ce a realizat el, sigur că e ceva succint. Oamenii din Medivia vor înțelege foarte clar și pentru asta îl vor vota într-un număr foarte mare. Cunosc Medivia de mai bine de 20 de ani. Știu foarte bine cum era Medivia când era industrializată. Mulți colegi care erau prieteni de-a mei, erau din toate zonele României, să lucreze la imun. Oamenii mai vârstă știu aceste lucruri. Acest oraș a fost dezindustrializat. Copiii nu aveau nicio speranță. Oamenii plecau peste tot pentru că aici nu vedeau niciun viitor. Iată că acest primar încăpățânat cu o tenacitate fabuloasă a venit și birocrația și a arătat că poate Medivia să devină un pol de dezvoltare. Și dacă v-ați uitat foarte bine în proiectele lui, așa cum am spus de fiecare dată, sunt proiecte care mi aparțin și mie. Adică vorbim de educație, vorbim de sănătate, vorbim de dezvoltare economică. Pentru că cele trei elemente majore duc la o dezvoltare a comunității și a județului nostru. Dacă vom pune în valoare resursa umană și resursa care ne-a dat Dumnezeu, cu siguranță, pe care ne-a dat Dumnezeu, cu siguranță, vom trăi cu tot și mai bine. Tragem câteva concluzii. Gândiți-vă, ce ar fi însemnat pentru Medivia, ce ar fi însemnat pentru județul Constanța dacă PSD-ul ar fi acordat acel suport, acele sume cofinanțări pentru toate proiectele. Sau unde ar fi fost județul Constanța? Unde ar fi fost fiecare localitate? Vă spun eu, mult, mult mai departe. Era un spital, cum am spus, că grija față de sănătate, față de sănătatea copiilor, bătrânilor, a noastră, de fapt, a fiecăruia, era un spital care aproape să se desfințeze. Intrase într-un colaps financiar, nu venise, pe aici nu aveai medici care să fie atrași din aici. Am fost, am văzut ce a făcut domnul primar Vrabie. Cum spunea și dumnealui, spitalul a fost ales ca un suport pentru nenorocirea care este astăzi în toată lumea COVID. Pe lângă asta, are o investiție fantastică. Și cred, trebuie și sunt lucrurile. Vă asigur, domnule primar, și asigur pe toată lumea, că lângă dumneavoastră, și din permanență, de
lângă fiecare primar, nu neapărat să fie temelist, trebuie să dezvoltăm acest județ pentru locuitorii noștri. Pentru că merităm, trăim într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. O arheologie care nu are nimeni în România, dintre primele 5 secte în Europa și aici avem un obiectiv major făcut în soare. Avem zone viticole care nu sunt puse în valoare, putem deveni Toscana a României. Avem zone, rute comerciale, porturi care pot fi hub-uri pentru tot ce înseamnă și partea logistică și vorbim de medicină. Totul este ca noi să fim oameni cu viziune, cu proiecte, să fim foarte serioși și să fim transparenți în administrația publică locală. Cheltuirea banului public cu destinații precise, prioritizarea proiectelor. Și cel mai important lucru pentru mine este consultarea și proiectele oamenilor să devină proiectele noastre. Eu vă mulțumesc pentru tot lucrul. Vă doresc mult succes, multă sănătate prietenilor tuturor, pentru că Mergidian este foarte drag. Drag sufletul meu, cunosc foarte mulți oameni și îi prețuiesc pe toți. Sunt oameni minunati. Vă mulțumesc din tot sufletul și mult succes. Sunt convins că vom face o treabă bună la mintea de ei. Și domnul președinte, consultă dacă vrea să... Da, este o plăcere să mă aflu astăzi. Mai puțin, vă rog, să pune microfoanele, că... Ok. V-am spărat microfoanele. Spuneam că este o plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Este o plăcere pentru că sunt alături de doi candidați care sunt foarte dragi, din care am foarte mare încredere. Vorbesc de Valentin Vrabie, viitorul primar al Mejdiei și de Mihai Rucu, viitorul președinte al Consiliului Județean Constanța. Mă uitam cu atenție pe acest raport și mă ascultam numai de atenție bilanțul pe care l-a expus Vali Vrabie. Acest bilanț este suma unor eforturi considerabile, este rezultatul unei munci de echipă. La Mejdia, Valentin Vrabie a reușit să facă lucruri importante pentru oameni și a reușit acest lucru fiind preocupat în permanență pentru performanță. Mi-aduc aminte, cât a trecut? Un an de zile? Un an de zile a trecut de când stăteam în aceeași formă, mai puțin Mihai nu era atunci, alături de noi, în fața ziariștilor și încercam să vă povestim că am întrecit echipa PNL și în echipa PNL a intrat un membru important, primarul Valentin Vrabie. Atunci foarte multă lume se îndoia cumva de viitorul acestei relații. Astăzi, a trecut un an de zile, putem trage linie și eu vă spun că o parte din acest raport se datorează acelei decizii luate în urmă cu un an de zile. Noi, echipa PNL, alături de Valentin Vrabie, am demonstrat ceea ce vă spuneam atunci, că putem face lucruri foarte importante pentru locuitorii din Mejdia. Astăzi suntem într-o formulă mult mai puternică și într-o perspectivă mult mai puternică. Îl avem pe Valentin Vrabie, viitorul primar din Mejdia, pentru că va câștiga cu ușurință acest mandat. Îl avem președinte al Consiliului Județean pe Mihai Rucu, un om cu experiență, un om care a demonstrat și în business și în activitatea parlamentară. Și o să avem o viitoare echipă de parlamentari puternică. Iar atunci, acest raport, eu cred că va crește considerabil și abia aștept să ne reîntâlnim, să povestim despre lucruri pe care le-am făcut pentru oamenii din Mejdia. Vă mulțumesc!